Ucraina primește de la Statele Unite armament în valoare de 6 miliarde de dolari. Pachetul de sprijin cuprinde, printre altele, rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Situația pe front rămâne complicată pentru armata ucraineană. Noaptea trecută, armata rusă a atacat din nou cu rachete mai multe orașe ucrainene. Din fericire, n-au fost înregistrate victime sau pagube semnificative. Ajutorul militar anunțat de Departamentul de Stat american include muniție de artilerie și sisteme de apărare antiaeriană și antidrone. Nu se știe însă când va ajunge armamentul în valoare de 6 miliarde de dolari pe front. Între timp, Ucraina va primi o tranșă din pachetul de 61 de miliarde de dolari aprobat de Washington în această săptămână. If Putin prevails in Ukraine, the security consequences will be grave and global. Europe would face a security threat that it hasn't seen in our lifetimes. Pe lângă sprijinul americanilor, Canada a anunțat că va contribui cu 10 milioane de dolari la inițiativa Cehiei de a aproba și achiziționa muniție de artilerie pentru Ucraina din țări terțe. Și Belgia va transfera Ucrainei rachete pentru sisteme de apărare aeriană din propriile stocuri. This year, Russian jets has already used more than 9,000 guided aerial bombs against Ukraine. And we need the ability to shoot down their combat aircraft so that they do not approach our positions and borders. Although, in a half a year, while we were waiting for a decision on the American support, the Russian army managed to seize the initiative on the battlefield. We can still now not only stabilize the front, but also move forward, achieving our Ukrainian goals in the war. Ucraina încearcă să rezolve și problema deficitului de soldați. Aflat în Letonia, ministrul ucrainean de externe a cerut ca bărbații care au fugit la începutul războiului să se întoarcă acasă și să-și apere țara. Pentru a pune presiune pe ei, Kievul a decis să nu înnoiască actele bărbaților din afara țării. All men of conscription age who decided for different reasons to flee Ukraine since 24 February 2022, obtained legal status and social benefits in respective countries for only one reason, because they are citizens of Ukraine. Decizia nu este tocmai populară, dar autoritățile ucrainene nu au de ales. Pe front sunt soldați care au luptat de la începutul conflictului. În ultimii doi ani, ei au primit doar câteva zile de permisie. Fostul șef al armatei de la Kiev a vorbit despre necesitatea de a trimite pe front încă jumătate de milion de oameni. Președintele Zelensky a spus în schimb că cifra este exagerată. Надо по-другому как-то решать эти вопросы, чтобы люди вернулись в Украину. Стимулировать их чем-то, понимаете? Тогда они будут возвращаться, будут воевать, будут чем-то заниматься, будут работать на экономику Украины. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia se pregătește de o nouă ofensivă la începutul verii.